Vă salut, oameni buni! Și bine ați venit la un nou vlog. După o perioadă destul de mare. Am avut o pauză destul de mare. Mamă, ce s-a dat asta. Păi să dă neva, zic că ninge și pe aici în Danemarca. Merge? Ah, super. Da, am zis că fac vlog cu asta, cu noul camion. Stai că n-ai voie pe, să pomenești, n-ai voie cu muzică pe pe YouTube. Că intervine chestia asta cu drepturi de autor. Și cumva din cauza asta trăi totul pe simplu. Ah, plec ultimul de la birou, de la garaj. Oameni buni, sper că sunteți ok cu toții. Eu acum am luat actele și trebuie să merg să las remorca asta, să o scot din aplicație. Na, cumva cu ocazia asta vedeți cum lucrăm noi la Intercargo. Da, mai am și 3 ore jumate de program și gata, la pauză. Se deschide, mă? Dobre. Era bine, dar uite că nu vrea. Na, uite. S-a deschis. Sper că nu s-a văzut codul pe cameră, că n-avem voie să le arătăm. Este confidențial. Dacă s-a văzut tem la montaj, verificăm. Așa. Ok, ok, hai să vedem în primul și în primul rând unde-s remorcuțele mele, că eu acum sunt doar cu 17 metri, știi? Deci am așa FC 9680. 9680. Bun, e aici. Și link-ul 1369. Asta. Eu pot să fac atunci altceva. Uite, o bag aici. Știi? Îi fac și pozele. Trebuie să-i fac pozele să scot remorca din aplicație. În cazul în care, na, ca exemplu, lovește careva, să știi exact cine lovește, că mai nou la noi, nu știu dacă știți, dar lovești, plătești, ca să zic așa. Cam asta este ideea. Na, firma Intercargo, să zic așa, pe repede, nu mai vrea daune. Na, e nașpa ce se întâmplă, dar trebuie să fii atent, ce să mai... Păi, cam asta ar fi ideea. Mă, cred că e ok. Hai că ați pot să-i fac și pozele, știi? E un pic peste mână cu... Uite, am uitat să vă zic, ai și camera, dar n-a să pomenești camera
Nu te ajută la nimic. Acum am cameră, dar uite ce văd eu pe cameră. Stai cumva să opresc asta. Cred că se vede nașpa. Adică camera am, dar nu mă ajută la nimic. Văd ce-mi văd, picioarele, ești nebun? Picioarele și cuie din spate. E peste, haide mă. Na, și ca să-i dea, și uite, de-i tot aici, din ăsta. Băi, are niște chestii, jur, de te doare mintea. Totul e de aici, din tâmpenia asta, că altfel nu pot să-i spun. Și becul, dacă vrei să aprinzi becul, n-ai și tu la îndemână. Aprinde tableta din somn, ori apeși că ai buton aici, într-o parte, ori aprinzi tableta, știi? E cumva peste mână, dar na. Asta e situația. Camion nou, 2024. Uite, da. Scania super, cred că se vede. De 560 R 2024. Mașinuța e bună, dar mă, pentru un camion parcă e prea multă tehnologie. Uite, mi-a și scris un băiat din Anglia, mă, într-adevăr, da. Chiței cam mult. Am tras frâna de mână. Da, pentru hateri am tras frâna de mână. Fiind cu 17 metri, e bine să faci asta. Când ești cu link-ul, mai tragi de furtune, e altă discuție. La 17 metri e altfel. Nu mai faceți confuzia asta, fraților, pentru că nu e aceeași chestie. Este diferit. Bine, întotdeauna trebuie să ai grijă. Nu neg. Doar că exact cum a fost la clipul ăla de... Bine, era o parte trasă dintr-un vlog. Cumva am coborât eu să văd dacă am loc. A fost o chestie, așa, un pamflet. Și a arătat totodată că și eu verific și tot trebuie să verificăm dacă avem loc sau nu pe unde mergem. Trebuie să te duci ca nea, Ion, hai, da mă! Înțelegi? Că nu e ok, nu la modul ăsta. Și mulți m-au înjurat, pentru ce? Pentru că am zis: bă, fratul avea, mă, eu loc pe aici, mamă, dar ce mai m-a făcut de o cară cu ochi și cu ațet? Pentru simplu fapt, mulți mi-au zis să mă las de șoferie. Mă, dar tu te-ai născut învățat, mă? Și dacă aș fi fost începător? Adică eu nu am voie să învăț? Sau care e treaba? Că e de neînțeles aiure. Zici că majoritatea s-au născut învățați, bă, frate, jur. S-am scut cu volanul, mă. Bine, majoritatea, unii, na. Hai să nu generalizăm. Că nu e ok. Păi... Deci cam asta ar fi. Am scos furtunele. Mă enervează maxim situația asta, să dea naiba. Că uite, normal avea aici butoanele. Acum du-te unde e, doamne, uite-l aici. Este enervantă, jur, dar... Până ți-n tremână, la urmă e plăcută, zici că e Tesla. Hai că cu ocazia asta vedeți și ce înseamnă munca unui șofer pe un camion de 64 de toni, 25 de metri, și cum lucrăm noi. Deci aici sunt daunele alea, așa, drop-off, inspecțiile are pe toate că le-am verificat. Vedeți cum se lucrează la noi cu ocazia asta. Level motorină m-avea 90 că am pus eu. Engine cable canci, nu e? Telecomandă nu. Cauciucurile are, sunt în spate. Ok. Așa, acum ce vrea? Poze. Front left. Ah, dacă așa se lucrează, așa lucrăm, ca să vadă clar, că asta e ideea. Cum ai lăsat tu remorca, știi?
că dacă ai lovit-o tu sau alt coleg, na, să zic așa. Ce să faci? Trebuie să lucrezi fără stres. Bine, chestia asta îți creează un mic stres, știi, da? Să fii cât mai liniștit. Ca dacă ești agitat, faci și vei avea probleme. Să vedeți și colțul. Haide, bă, back left. Pe ce? Pe punte pui la drum, ia și verifică. Pia-ți dragul și va por și tot. Ce să faci? Astea sunt cerințele până la urmă. Hai să mai facem una pe uși. Ok. Bă, dar asta totuși nu se vede. Ia mai de bag eu mâna. Aia, tot nu se vede. Ia las-o așa. Save, frâna a rămas trasă? Da. Complet drop-off. Okidoki. Gata. Am scăpat de vagonul ăsta. Uite, acolo e căsuța noastră. Aici este hala și în partea alta este biroul. Disponenți. Acum, acum, curtea e goală. Da, sunt mulți băieți în cursă, știi? Așa. Ce link am zis? 1369. Unde ești, Dic? Chiar e pe aici. Uite-l aici. Uite, camera. Băi, ferească Dumnezeu. Uite, mă, că camera asta acum, ia și că mă ajută pe mine ca șofer. Pe jur, la modul cel mai serios, fără să glumesc, fără să fac aterică, mai mult mă încurcă. Cine știe că lucrează pe așa ce aș vrea să o anulez de tot. Cum, unde ești, mă, ferească Dumnezeu cu asta ta? Uite aici. Coboară, mă, camionul de jos. Deci până tu ești tu cu ochiul tău, bă, frate, bă, oricât ai zici, ai camere, ai senzor, ai pe dracu să le ia, că mai rău te încurcă, ești nebun. Jur, dacă nu mai rău te încurcă, bă, frate, deci la modul cel mai serios, fără să glumesc. Ia să vedem. Dacă e tot ok. Mamă, congelat are în el. Da, bă. Da, e încărcat. E bine să verifica și voi întotdeauna că au mai fost probleme, bă, frate. Cu chestia asta, că e încărcat, nu e? Da, pentru cei șoferi și cei ce vor deveni șoferi, ușor, ușor. Echilibrare. Până bag eu furtunile, se echilibrează.
au partea grea, dar abia dacă începe. Am link electric și cumva se mută doar prin curent, are nevoie de curent. Trebuie să-i fac cablul ăsta. N-am o beleacă închisă ușa. Da, super scani. Haide, mă. Aha. Na, că m-a prins și cu ceapa și cu apa. Aha, te-am prins, nepot. Ce pulica. Ia vino. Gata, tot. Pentru cei curioși ce vor să lucreze cu așa ceva, cu ocazia asta și văd băbești așa, pas cu pas, cum s-ar zice. Care treaba cu animalul ăsta? Băi, dar să vezi că n-am de ăla, bă, frate, bă. A, trebuie să-l pun înapoi. Se cer lui Paul, bă, bine că văd, că am văzut. Adică, să înțelegeți, n-am de la să-l înfiletez aici. Să-l fi înfiletat și lăsam de tot, știi, așa îmi fac treaba și să-l fac înapoi în camion. Că altfel o să-l pierd pe drum, mai. A, pe cadre. Nașpa ta, reticule. Mamă, iar în telecomandă de asta groaznică. Pe până se mută asta, vin sărbătorile aici. Da, uite, la linkurile electrice, asta e partea nasoală, dacă pot să spun așa. Iarna e ok, că bolțurile mai îngheață și nu mai ies, știi, la linkurile mecanice. Și cumva aici e avantajul la linkul electric, ai avantajul ăsta. Dar iar poate să-ți ia foc tâmpenia asta de aici. Fiind dumezeală mai multă, iese fum din ea și acum miroase de zici ca cuia foc. Motorașul ăsta. Doar că iar stă mai bine pe drum, dar e mai rapid electric, bă, frate, ăsta mecanic, bă, frate, de 1000 de ori. Că ți-am mutat ăsta, stai liniștit. Oh, că te îmbracă, nu te lasă așa. Bă, da, totuși parcă erau mai mulți congelați, mai mulți paleți de congelat. Ăsta are neapă, cred că are vreo 10 în el. Cam puțin. Cine știe, nu mai fi venit marfă. Hai, mă, boss, mă. Ah, stai, cu degetele ai apăsat pe două butoane care se apasă. Na, destul de greu și trebuie să le ții apăsat. Te dor naiba și degetele. Au, cam început mâncarea și o ferească Dumnezeu. Nu, m-a luat foamea de cu noapte așa. Am început munca în forță. Au, că fac eu, dreg eu, da, am făcut eu mare smântână, am făcut. Mă duc eu la muncă. Au, stăteam eu acasă, că bine era acasă. Ce naiba să faci? Trebuie să și muncești, nu? Nu merge așa. Mai face și noi necaz la oameni care nu ne suportă? Întâmplător, eu nu am oferit răutate nimănui și nici nu am să ofer răutate pe degeaba, că nu stă în caracter. Tot am parte, mă, frate, de oameni de ăștia răutăcioși. Și n-am înțeles niciodată de ce. De ce naiba să fie așa? Bă, nu-ți place ceva, treci, mă, peste, mă. Nu trebuie să mă înjur pe mine pentru frustrările tale sau mai știu eu ce. Că n-am cum să câștig eu atâta, că n-am cum să dreg eu atâta, mai și jura că mi-am prins degetul. Ai, mamă. Trebuie să ai frustrări, că n-ai de ce, naiba.
toți suntem plecați de acasă pentru bani. Nu e nimeni plecat de plăcere, de acasă. Vorbeam cu el să-mi dea chestia, mă, să-l poți înfileta, știi? Na, vina îmi aparține în totalitate acum. N-am ce să zic, doar eu principalul vinovat. Că nici eu n-am fost atent. Știi? Așa îi ceream și se rezolva problema. Da, fratele, hai să vedem și remorca. Deci ar fi FC 98 96 80, mă. Și cred că e în partea asta. Ceva de gen. FC-ul, FC-ul, unde ești FC-ul? 9680 DN 9680, uite-l mai aici. Ah, uite, am și o cameră, că acum chiar pot să mă fălesc, am cameră, domne. E, la ce mă aștept, mă, camera, mă? Băi, frate, uitați-vă și voi să pomenești și voi, că nu e ba la minte băiatul ăsta. Uite, na. Îmi văd picioare la link, ești nebun, nu mă aștept la nimic. Tot oglinda și ochii mei cumva sunt sfinți, că scos naibă capul pe geam. Și vezi. Da, nu știu, mi se pare super ciudat. Bă, nu te aștept, mă, la nimic. La ce ai pus omul, frate, mă? Deci pe bune, cu fără sixaj, la ce ai pus? Na, cine știe, chiar îl rog pe acest gal să scrie, să scrie în comentarii. Pentru cine e camera asta dacă nu te ajută? Să-mi văd picioarele? Sau dacă le mai am acolo? Mai am sau e ok? A, e ok, mă. Super. Înainte să plecăm, trebuie să mai verificăm o dată numerele, să nu cumva să fi dat buleal. Na, eu așa m-am învățat, bătrânești. 1369. 1369, ăsta e. Hai, da, dică. Păi da, asta are trasă frână. Că până nu se umblă la furtune, să nu cumva să umbli înainte, mai întâi și mai întâi verifici dacă are frână tras. Uite. Nu era. Am tras eu, că s-a și auzit. Întotdeauna verificați, fraților. Asta, super, e încărcat. Verificați că... Da, este vorba de viața voastră în joc, până la urmă. Stă. Bă, dar ridicat-o, bă, frate, și ăsta cu Terbergul. Fac și eu un vlog, că am
început munca, fac un vlog și prezint camionul și o prezint cabrurile. Ei, chiar îmi cer scuze pe această cale, că am zis că o fac, dar n-am făcut-o. Ale. Stă. Hai să lăsăm un pic în jos, că e prea sus, știi? Hai, mamă, că greu e. Mai vrea? Da. A, încă dă frocii în George, cam aia e. Păi, și mânerul strâmbă, frate, dar abia dai din el, să dea dracii în el. Am zis că am început mânca, munca în forță. Munca, mâncare. Am mai venit și iarna, că pe sus, pe nord, ninge. La garaj. Am început și pe aici. Când scapă camera după cap. Hai să mergem să ocuplăm și la urmă ridicăm picioarele sus de tot. Către remorca. Să fie siguranță, fie la urmă mai de rând. Lasă pomești cum s-aude motor. De Scania și fără să fie V8, că V8-ul s-aude așa, s-aude deci că e V8, dar nu e, că e în linie motor. S-aude relativ bine. Chiar mie îmi place. Ah. Nu, că am nervi rău de tot pe camera asta, jur. Că nu știu la cine mă aștept pe mine camera asta. Eu cumva trebuie să-și verificăm dacă s-a cuplat. Ia să vede lanterna. Da, o. E cuplată. A sărit și siguranța? Da. Deci putem să-i dăm un continuare la manivel. Da, eu am învățat să verific întotdeauna. Și asta vă recomand și vouă. Da, să dea dracu' ne salvă, terver. N-a sughița mâna, a ridicat-o așa sus. Oare? Ia, merge acum. Ale, m-a luat. Iuhu! La soltare cu linkul că nu ridică la fel de sus precum camion. Și ajungi în situația în care sunt și eu acum.
fac poze la vagon, cred că nu mai fac să-l bag în sistem, cred că îi fac mâine pe lumină. Știi? Lumini avem. Problema e că nu mai am nici mult timp. Cu 2 ore jumate ne-am de program. Poate că totuși e ceva ciudat aici. Proză în cargo, ok. 9 4 13 paleți. Deci doar atâta. Minus 25, 9. Aici. Acum. Ah, ok. Înseamnă că s-a modificat. Parcă erau mai mulți paleți de congelat. Că deschidem poarta. O să pun și plăcuța repede de 25. Uite, bă, a obosit gras. Gâful e gras. Asta e. Punem placa în spate întotdeauna. Ale. Băi, deci lumina avem și pe parte. Bă, demerger văd că nu are. Decât acolo sus să nu și-ar fi un demerge, știi? Ok. Las că-l bag mâine să stăm. Da, deci cam asta este munca unui șofer pe camion de 64 tone, 25 de metri. Bine, asta cumva e ceva scurt, așa, lejereanu, că am lăsat-o pe aia, mă, pe asta și plec cu poduri. Da. Hai că până se deschide poarta. Păi da, și pe partea asta alte ok, mă. Da. Deci minus 26-25 aici. 2 grade, lumini avem. Avem-o pe tot, mă. Ale, tată. Super. Așa, da. Parcă e lovit link-ul pe sus, pe acolo, nu? Ia să-i fac o poză repede, știi? Invers. Ale. Mamă, s-a aburit geamul, frate. Ale. Da, am revenit că s-a închis camera din cauza bateriei, s-a închis bateria. Bine, s-a închis ieri că e caldă, dar de fapt eu nu am pus mâna pe ea, dar nu se simte ca și cum ar fi caldă. Dăm drumul și-o la asta. Așa, 19 grade.
Băi, frate, ce crezi de acu? De aici încolo începe distracția. Pentru că fiind cât e ceas? 8:20. 8:20 și eu zic că mai mult 2 ore, undeva la 160 de km am calculat eu. Ca să fiu cinstit, știi? Hai că am echilibrat camionul. Începe distracția noaptea. Unde naiba te mai parchezi cu dita mai animal? Na, joacă-o pe asta, Jean. Că trebuie să știi exact unde mergi. Că nu poți să mergi la ghici, ești nebun cu animalul ăsta, n-ai nicio șansă, n-ai niciun sport să mergi la ghici. Bine, și cu 17 metri îți dă de cap și ai probleme destul de mari. Da. Da, păi cu animalul. A, mă, se dezaburește asta, că i-am dat dezaburire. Da, măi, oameni buni. Da, am zis că revin cu vlogurile în forță, ușor, ușor, dar cumva am cer scuze pe această cale, dar trebuie să am și timp, mă. Că asta e, că nu că nu vreau, dar trebuie să am și timp și să și arăt ce, să am și ce să arăt. Că dacă ori dacă bag de noapte, de exemplu, nu vezi. Ce vezi drumul, uite. Bă, știu cât de plăcut e așa, că sunt oameni, bine, și mie îmi place să mai mult. Cumva noaptea la, nu știu, la chestii, uite cum se vede, de exemplu, traficul, na. Na, ca exemplu, ca idee. Mamă, să dea naiba atunci că sunt cu raba să-mi bat picior. Hai de viața mea. Nu se dezabuzește, auzi? Nu se dezaburește ăsta, geam. Dezabuzește? Ai, mam. Nu că pe exprimare stau bine. Da, ui, frate. O, dar e de mă HS. Na, vezi? Uite, cu ocazia asta vezi și care ar fi ideea cu bonus și fără bonus. Na, uite, joacă-o pe asta, că știm să merge și mai tare. Că au judecat oameni și chestia că mergeam cu 82-83, că opream motorul, că alea, că alea, aaa. Au te-a luat, oprește motorul, fiar mama lui de motor. Băi, mi se par amuzante niște chestii și totodată de neînțeles, că și eu m-am uitat, m-am uitat pe Discovery, pe la emisiunea asta cu camioane, cu camionagii ghețurilor și da, m-au atras de mic chestiile astea, știi? Mi-a plăcut să mă uit, dar niciodată nu mi-a trecut prin cap să înjur, să jignesc, să-mi dau cu părerea prost. Nici nu mi-am dat cu părerea nici prost, nici bine cumva, că nu prea las eu mesaje. Dar mai ales prost. Bine, da, dacă ar fi o chestie care n-am mai văzut-o, uite cum e, ar fi, na. Ca exemplu, contentul de-l fac eu n-am mai văzut pe la nimeni, să zic așa, content la modul ăsta. Cu toate că contentul meu, cel puțin ăsta după YouTube, nu prea are succes, dar poate și din cauza mea că nu mă țin de treabă non-stop și cumva m-am axat un pic mai mult pe Facebook, pe pagina de Facebook cu clipuri scurte. Da, să fiu cinstit cu voi, am mai multă susținere pe Facebook și cumva am avut înclinație mai mult în zona aia, știi? Că așa mai tai dintr-un clip, mai faci un alta și cumva e mai rapidă treaba. Dacă ai conținut, știi? Ai de unde lua. Dar aici cumva n-ai de unde lua, trebuie să le faci. Asta e diferența. Și cumva pe YouTube nu prea am susținere, știi? Adică singurul clip care chiar a produs și a fost ok, na, sau singurele clipuri, mai bine spus, au fost cele pe zăpadă, în rest nu prea e cine știe ce. Din cauza asta și tura trecută v-am cerut, na, să deveniți membri, cum s-ar spune, pentru a mă ajuta în mod direct.
asta a fost ideea, știi? Mulțumesc că m-ai lăsat și mi-ai dat și flash-uri. Acum, na, nu poți băga mâna omului în buzunar. Fiecare, na, cum decide și așa mai departe. Asta a fost ideea mea. Cu toate că și atunci am fost judecat și, na, și de mai de apropiați și de neapropiați. Acum, na, știi cum e, că să fiu cinstit fără susținere pe și unul de cântă, un lăutar sau oricine. Dacă tu ca om nu i-ai cumpărat CD-ul, el nu ar mai avea susținere și n-ar mai cânta, cânta azi, cântă mâine, cântă pe mine, dar răzi pe mine, ca exemplu, el nu ar mai cânta, că n-ar produce nimic, n-ar avea susținere. Că, na, până la urmă, asta, despre asta e vorba, în orice job, naiba, orice-i faci, oricum ai dau-o. Știi? Nu cum vreau eu neapărat, dar ăștia suntem noi oameni și de... Na, avem nevoie de susținere din toate punctele de vedere, știi? Că și lăutarul cântă azi, cântă mâine, pe mine nu-ți mai cântă. Dacă tu nu-l susții financiar. Eh, vezi, de problema asta m-am lovit și eu pe YouTube. Am luat-o băbește, pe înțelesul tuturor. Na, am zis că nu mai vorbesc de treaba aia, până la urmă. Na, am vorbit cumva într-un clip sau într-unul jumate, m-am dus și în al doilea vlog tot pe subiectul ăla un pic. Da, am să mai vorbesc fiecare până la urmă. Dacă vrea să o fac, o face, dacă nu, nu. Eu oricum vă respect pe toți în egală măsură, că nu fac diferențe între oameni, nu am făcut și nu vreau să fac, pentru că mie îmi place să respect omul. Nu îmi place să, mai ales oamenilor răi, să răspund cu răutate înapoi, niciodată. Poate uneori m-a prins așa mai pe zâmbet și cumva ăla de mă înjura, poate luam un pic la mișto așa, să-i deschid mintea că a greșit și că nu e ok ceea ce face. Știi, poate așa, dar de răspuns cu răutate înapoi niciodată. Da, la câțiva am răspuns așa, la modul a lua la, da, la o mică Caterincă, în ideea de a înțelege că nu e ok ce face, știi. Da, să jignești unul pe degeaba, nu știu. Iar mă duc în zonă. Tu că mai eram și în vlogurile trecute, că mai mi-a zis un băiat că deviez de la un subiect la altul. Da, e greu, mă, să vorbești de unul singur, oricum mai dau. Că una e când ai dialog față în față cu cineva și cumva rămâi pe subiectul ăla și tu și persoana din fața ta. Și alta e când vorbești, nu știu, tu și camera, dar nici camera nu ai în față. Dacă ai avea o pasta, cumva te mai uiți la ea, te mai na, ca omul, dar uite, nici camera nu e în față, că de fapt am ăsta, pe ăsta cu duba, cu cine mă cer, cu dubițarul, cu băiatul ăsta cu duba din fața mea, polonezul. Da, în fine, nu vreau să vă plictisesc, ideea vlogului a fost să ne revedem, să mai povestim și totodată să vedeți toți cei de acasă și cei de lucrează pe 17 metri, ce înseamnă munca unui șofer pe camion 25 metri plus 64 tone. Asta a fost ideea și probabil ăsta va fi și titlul acestui vlog. Da, probabil am să închid, că să nu se încingă și bateria asta și cumva se închide iure la urmă, știi? Da, o să încerc să fac un vlog 1-2 pe săptămână și cumva să le pun pe weekend, știi? Am zis că încerc să mă țin de treaba asta, dar mi-e greu, oameni buni, și mie. Doar că pe, na, cei ce mă urmăresc pe YouTube, îi rog să meargă și pe pagina de mea de Facebook, că acolo postez mai des, ca să zic așa, o dată pe zi, o dată la două zile, postez mai des clipuri scurte. Și cumva anunț acolo când pun vlog întotdeauna. Știi? Cam asta ar fi ideea. Na, tot cu același nume mă găsiți și acolo. Pentru cei ce nu știu, tot Alexandru Matei. Doar că unde cauți, nu trebuie să cauți la persoane, dai la pagini, că dacă cauți la persoane, îmi vei găsi Facebook-ul principal, cum s-ar spune, Facebook-ul vechi. Și cumva eu nu prea stau pe Facebook-ul ăla. Am văzut că foarte mult mi-a scris și mesaje că vreți să veniți la Intercargo, că mai aveți nevoie de mici informații. Măi, oameni buni, sunteți foarte mulți și nu am apucat să vă răspund la toți. Îmi cer scuze pe această cale, dar promit că am să vă răspund curând la toți. Na, ușor, ușor, că am avut foarte multe chestii de rezolvat pe acasă și din cauza asta am stat mai mult. Na, o să mai povestim noi. O să vă spun ușor, ușor.
cum mai stă treaba și pe acasă și pe aici. Da, asta e ideea, să mergeți pe pagină dacă vreți, bineînțeles că până la urmă nu e nimeni obligat. Păi, ok, ce să zic, seară bună, vă doresc la toți. Îmi pare bine că ne-am revăzut, dar nu se leagă. Hai, mamă, că m-a ajutat careva. Îmi pare rău că ne-am revăzut, dar unde te-ai revăzut, mă, că tu ești cu dubițarul în față? Aude, bă, ceață, mă, frate. Și unde-i mai dau eu, mă, cu 150 la oră? Unde mai ajung eu pe parcare? Degeaba îmi dai fleciuri, nebunule, că am duba în față. Sau poate mai fi o mașină mică între noi și cumva îl frânează. Da, cine știe. Da, mă, oameni buni, îmi pare bine că am mai povestit cu voi. Seară bună vă doresc la toți și multă sănătate și... Na, ne vedem la următorul vlog. Bine și sănătoși. Sper să ningă curând și în Danemarca. Seară bună vă doresc. Na, că nu se închide camera. N-a belea, Jeane, că trebuie să mai vorbești și iar s-a uscat gura și camera nu vrea să se închidă. Dar mai bea o gură de apă, dacă tot nu s-a închis. Eu am apăsat sau poate n-a apăsat destul de tare. Da, deci trebuie să fac zilele astea un vlog în care vă prezint camionul mai în detaliu, așa. Cumva să ne dăm împreună cu părerea de el, că sincer vă spun, nici eu nu prea cunosc prea multe detalii de el. Doar că tableta asta cumva e plăcută acum, uite, acum nu e deranjantă la ochi. E plăcută, că zici că e Tesla. Cumva și e plăcută, știi, mă, muzicuța, mă, vrăjeală, s-aude și bine pe boxe, știi, că are bas. Are basul destul de serios, știi? Cine știu, avea subwoofer. Dar cumva chestia cu lumina din camion este deranjantă un pic, că pune ideea de cap. Da, și când e somnoros. Și chestia aia cu camera din spate nu prea și are rost. Da, pentru cei ce știți să o anulați de tot, cumva că mai rău mă încurcă pe mine. Da, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii. Seară bună vă doresc tuturor. Să ne auzim cu bine.